La Facultatea de Inginerie din Hunedoara se dorește calitate și nu doar cantitate. Acesta a fost principalul motiv pentru care a fost organizată prima ediție a concursului Anton Saimac. Întrecerea destinată liceenilor s-a desfășurat pe 5 secțiuni distincte, respectiv robotică și noi tehnologii, informatică, electrotehnică și electronică aplicată, inginerie auto, precum și economie și sustenabilitate. Asta ne dorim, să știți că este un prim pas spre ceea ce ne dorim noi la nivelul facultății, adică pe lângă o creștere din punct de vedere cantitativ, ne dorim și calitate, să aducem studenți mai buni spre facultatea noastră. Astfel, am organizat un concurs, concursul Anton Saimac, concurs la o primă ediție, eveniment care este dedicat exclusiv elevilor din învățământul liceal. Concursul a suscitat mare interes în rândul liceenilor din județ, întrucât, pe lângă premii, a oferit și oportunități deosebite pentru viitorul acestor tineri. Mai exact, cei mai buni au fost deja declarați admiși la secțiile Facultății de Inginerie Hunedoara, componentă a Universității Politehnica Timișoara și, în plus, vor avea și burse de studiu. A fost o participare extrem de numeroasă, ne-am bucurat de prezența a peste 100 de elevi și cadre didactice coordonatoare care sâmbătă au venit la Hunedoara și au susținut lucrările pe secțiuni, iar ceea ce este foarte important dincolo de premiile aferente, câștigătorii locurilor 1, 2 și 3 vor intra la facultatea noastră cu media 10 și implicit vor beneficia de bursă pe parcursul semestrului 1. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri, emisiunea La Subiect, în care este invitat conferențiar universitar doctor inginer economist Gelu Ovidiu Tirian, decanul Facultății de Inginerie Hunedoara.